Am ajuns la Te cunosc de undeva și avem interviu cu Romica Tociu. Hai să vedem, dacă e la cabine. Am aflat că aici sunt cabinele. Bună ziua! Bună ziua! Am venit peste dumneavoastră cu întrebările. Sunt doar 61, nu vă speriați? 61 de întrebări? Cred că o să țină toată ziua? E, nu chiar, vreo 20 de minute. 20 de minute? Fulu! Vă ascult. Sunteți aici de la prima oră în fiecare zi? Da. Da. Eu sunt primul. Primul. De ce? Pentru că m-am obișnuit de la teatru ca în momentul când începe spectacolul să fiu acolo. Pentru că nu pot să spui telespectatorul, ne pare rău, începem la 8 și jumătate când e pus la 8. Da. Corect. Sunteți o persoană matinală în general? În ultima perioadă, da. Mm-hmm. Și spuneți-mi ce faceți primul lucru dimineața după ce vă dați jos din pat, bineînțeles. După ce mă dau jos din pat, primul lucru pe care îl fac, mă duc în camera fetiței mele, Daria, și o pup. Câți ani are fetița? Daria are acum 14 ani. Să vă trăiască. Spuneți-mi cum arată micul dejun ideal pentru dumneavoastră. Micul dejun pentru mine n-a arătat ideal niciodată, pentru că eu, de când mă știu, am sărit peste micul dejun. În momentul când am fost plecat prin America, prin Italia, prin Anglia, atunci, vrând nevrând, pentru că toți colegii mei trebuiau să mănânce, mâncam și eu. N-am avut niciodată așa, cum să spun, gurmeul ăsta în cap, micul dejun, cum se spune, ideal. Ideal. Dacă a fost, a fost, dacă n-a fost, n-a fost, dacă e o feliuță, e o feliuță, dacă-s două, s două, dacă nu-i niciuna, bea o cafea și gata. Atunci o să vă întreb altceva. Care e mâncarea dumneavoastră preferată? Mâncarea mea preferată aici, pentru mâncarea preferată trebuie, am trebuit să dezvoltăm așa vreo două săptămâni despre mâncărurile mele preferate. Eu fiind bucătar și gătind foarte bine, toate mâncărurile bune și cu gust îmi plac. Și din bucătăria chineză, și din japoneză, și grecească, dar din bucătăria românească îmi place așa ciolanul cu varză sau pulpă de rață la cuptor cu varză călită. Asta chiar îmi place. Tradițional. Un desert preferat? Un desert preferat... cred că eclerul. Eclerul, da, sunt de acord, care sunt de acord. Mi-a și zăpăcit copilăria, pentru că toată viața treceam așa pe lângă eclerul ăla de 2,50 lei și n-aveam bani tot timpul să-l cumpăr. Pe cuvânt. Da, vă cred. Spuneți-mi care e cel mai frumos lucru care vi s-a întâmplat luna asta. Cel mai frumos lucru care s-a întâmplat luna asta, fiul meu Cătălin a venit și mi-a spus că se hotărăște să se căsătorească, plus de asta iubita lui este însărcinat în 2 luni și voi fi bunic. Ta-da-da! Felicitări! Descrieți-vă în 3 cuvinte. E foarte greu să mă descriu. Știu. Cu toate astea am să încerc. Iubitor, prieten și părinte. Cum sunteți ca tată? Sunt un tată, cred că, foarte bun, pentru că copiii mei mă iubesc foarte mult. Eu nu le-am impus niciodată un mod de viață, n-am intrat în viața lor, nu le-am spus niciodată, vreau să ajungeți ca mine. I-am lăsat să se dezvolte fiecare în felul lui, bine, cu grija de rigoare să nu o ia pe alături, așa, și am niște copii foarte frumoși. Cred că sunt un tată bun. Nu i-am bătut niciodată, n-am avut pe asta cu oile, da. Spuneți-mi pe o scală de la 1 la 10, cât de mult iubiți felul în care arată acum viața dumneavoastră? Acum? Acum. 10. 10. Ce răspundeați în copilărie la întrebarea ce o să te faci când o să fii mare? Mă crezi că spuneam că mă fac cântăreț, artist? Din totdeauna. Din totdeauna am găseam să-mi potrivesc numele Romeo Țociu, că pe mine mă chema Romeo. Țociu Romeo Constantin. Și oricum le puneam Romeo Țociu, nu suna nimica. Până când cineva mi-a zis, tu ești actor de comedie, mă, ce Romeo? Romica. Și Romica Țociu. Are muzicalitate, bine, până a intrat în folclor. Lumea a făcut Țociu, Bociu, Pociu, Țociu, Bociu, Lociu. Îți dai seama. Deci din totdeauna ați știut. Din totdeauna am simțit că voi deveni
artistă. Spuneți-mi ce v-ați dori să învățați să faceți nou, dacă n-ați fi condiționat de timp de, sau de orice altceva. Să fac nou. Mi-ar place să fac bucătărie din asta fusion. Uh-huh. Îmi place. Sunt nebunit să și gătesc. Mi-ar plăcea să aflu foarte multe lucruri despre bucătăria fusion. Uite, poate inspirăm pe cineva de pe aici, de prin antenă. Iată. Gătiți acasă, pentru familie? Da. Gătesc pentru copii, eu gătesc. Și mă ajută și Nicoleta din când în când. Aș vrea să vă întreb care este cel mai frumos cadou pe care l-ați primit vreodată? Sau, mă rog, unul dintre ele. Nu, cel mai frumos cadou pe care l-am primit, eu n-am primit așa cadouri fenomenale, extraordinare, nemaipomenite, ieșite din comun. Cred că cadoul cel mai frumos a fost din partea Nicoletei în momentul când l-a născut pe Cătălin. Bine, să nu spunem că și de-al doilea s-a născut Daria, n-a fost la fel de frumos, dar cred că ăla a fost unul din lucrurile care m-au bucurat cel mai mult. În rest, cadouri materiale n-am primit niciodată, mașini, case. Ceva ieșit din comun. Dacă ați putea alege orice loc de pe planetă unde să trăiți, nu neapărat permanent, o perioadă, unde v-ar plăcea să trăiți? Italia. Italia. În Italia. În sud. În sudul Italiei. Acolo mi-ar plăcea să am așa un restaurant pe o plajă și să stau ca Zorba Grecu și să cânt toată ziua la șate mi cantare. Da. Poate cine știe. Și apropo de Zorba Grecu, 3 filme preferate. Păi așa e. Zorba Grecu, Once Upon a Time in America, undeva cândva în America, și un alt film care mi-a plăcut, Nu-i pace sub măslin, cu Raf Valone. Astea sunt filme vechi. Clasice. Clasice, da. Ultimul film pe care l-ați văzut în cinema? Ultimul film pe care l-am văzut în cinema, bă, cu asta m-ai încurcat că nu prea mă duc la cinema, dar cred că am fost la o comedie... La o comedie romantică. Nu mai îmi spune bun. O comedie romantică. Ok. Dacă ați putea... Asta e ciudată. Dacă ați putea să stabiliți dumneavoastră o regulă pe care să o respecte toată lumea, ce regulă ați stabili? Cred că lucrul care lipsește acum a regula bunului simț. Aceea de a îi respecta pe semenii, asemenii să te respecte. Eu cred că lucrurile astea nu se mai întâmplă. Oamenii au devenit individuali, au început să gândească numai pentru ei. Mă gândesc că lucrul ăsta ar fi extraordinar de a începe să ne iubim din nou. Spuneți-mi, v-am întrebat despre un loc preferat în general, un loc pe care îl iubiți în România. Locul pe care îl iubesc cel mai mult în România... Îmi iubesc orașul natal, Craiova. Un oraș în care 30 de ani mi-am petrecut cei mai frumoși ani. Craiova este un oraș special, cu oameni speciali, cu oameni minunați. Îmi pare rău că am plecat de acolo, dar ori de câte ori ajung înapoi acasă, mă duc așa și mă mai plin prin locurile prin care mă duceam când eram puști, cu fetele, pe unde le alergam, pe unde mergeam, pe unde... Care e cel mai frumos lucru pe care l-ați învățat sau moștenit de la părinții dumneavoastră? Cred că bunătatea. Dar părinții mei au fost foarte buni, iar eu am moștenit bunătatea de la ei și vreau să spun că Nicoleta este la fel ca și mine, e o mamă bună și așa sunt și copiii mei buni. Sunt niște copii buni, cum mi se spune, cu frica lui Dumnezeu, se bucură, ajută. Ce e iubirea? Iubirea... Pentru dumneavoastră. Este acel moment fericit când la sentimentele tale răspunde și celălalt. Ceva împărtășit. Dacă ați putea fi oricine, pentru o zi, pentru mai multe zile, în pielea cui ați dori să fiți? Bă, știi, în pielea cui m-am visat toată viața? Sylvester Stallone. Da? Pe cuvânt. Pe cuvânt. Sylvester Stallone. Nu știu de ce, dar tot timpul
m-am gândit că este un actor care, cum să spun, a făcut foarte multe și îmi place felul ăla de italian, Manzanzone. Aș sugera să ne arătați un pic pe aici, prin platou, dar nu știu dacă o să ne mai auzim. Nu ne mai auzim, sigur. Măcar să încercăm. Ia, puteți să ne prezentați așa, prin ușă. Unde da, e? Vă rog, în momentul când suntem chemați, aici unde mi-ați luat interviu, nu există emoții, toată lumea stă relaxată. În momentul când se strigă la platou, începe să curgă apele, se începe să se, cum se spune, să te gândești la ce ai de făcut și cobori. Și coborâm și cât, mergem... Cât timp petreceți aici, nu știu, pe zi? Pe zi? Da, da. Păi de dimineața de la 8 și jumătate până seara la 10 și jumătate, wow. 11. Wow! 3 zile pe săptămână, numai așa. Wow. Pentru că numai 4 ore durează machiajul la Te Cunosc de Undeva. O zice lumea, bă, ce a făcut? Alo, veniți aici și o să vedeți. Spuneți-mi care a fost cel mai bun sfat pe care l-ați primit vreodată. Cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată a fost de la Gheorghe Gheorghiu, care mi-a zis, cuplează-te cu Cornel Palade și ai să faci cel mai bun cuplu din lume. Și așa s-a întâmplat, că anul ăsta facem 30 de ani de când suntem împreună. Mulți înainte. Mare sau munte? Mare. Câini sau pisici? Câini. Spuneți-mi, stați așa, cu cine vorbiți cel mai mult la telefon, în general? Ce? Cu cine vorbiți cel mai mult la telefon? Cel mai mult la telefon vorbesc cu Cornel, okay, partenerul meu, după care vine Nicoleta, după care copiii. And friends. Ce vă sperie cel mai tare? Că n-am să mai pot să mai fiu așa cum sunt acum, în forță și... Prin pentru că viață. Vine o vreme când lucrurile astea se închid într-o zi. E, am teama asta, dar mi-o înving, să știi, mi-o înving. Hai să vedem un pic ce se întâmplă acolo și ne întoarcem la cabină, că nu cred că mai auzim nimic. Acum repetă Oana Sârbu, o văd, și Jean de la Craiova. Cum reacționați la critici? În general. Pozitiv. Nu mă supăr dacă sunt criticat. Mi se pare normal. Dacă nu ești criticat, înseamnă că nu existi. Corect. Corect. Ce nu ați face niciodată? N-aș călca un câine cu mașina. Da. Da. Crede-mă că este cel mai îngrozitor lucru să ai pe conștiință un suflet ca ăla. Sau, nu știu, mai multe lucruri. Nu, n-aș face rău oamenilor. Gratuit. Nu, și nici așa. Nu sunt un timp răzbunător. Dacă ați putea avea o singură superputere, care ar fi? Dacă aș avea o superputere, ce superputere aș vrea să am? Toate femeile de pe planetă să fie îndrăgostite de mine. Să apeleze la mine. Să apeleze la mine.